Astăzi vom aduce animale la fermă. Primul animal este vaca, care ne dă lapte. Haideți, copii, să ascultăm cum o să facă vaca. Mai avem un animal drăgălaș. Este porcul. De la purceluș o să avem carne. Haideți să auzim cum va face porcul. Următorul animal este un țap. Un țap drăgălaș cu coarnele mari. Haideți acum să ascultăm țapul cum va face. Mai avem un animal, este o oiță mioriță. Haideți acum să ascultăm oița noastră cum cântă. Acum vine cel mai interesant animal. Este cocoșul. El ne va trezi dimineața. Haideți să vedem cum ne trezește cocoșul dimineața. Mai avem un animal fără de care nu poate să existe o fermă. Este pisica. Ea nu va da voie la șoareci. Haideți să auzim cum spare pisica șoarecii. Miau. Miau. Și acum o să facem cunoștință cu animalul care ne va păzi. Este un câine. Câinele ne păzește de hoți. Cum face câinele? Acum, haideți, copii, să repetăm animalele și sunetele lor.